Școala Generală din Sâmbătene. Bravo, directoarei Nelly. Foste Nelly. Foste Ine. Conduci tu. Bună ziua. Doamna este administrator. Lucrează în învățământ. Dar în învățământ să merge să mergi. Nocturnă e așa, vole, e forma. Deci cu artificii? Cu nocturnă, cu face un teren. Ah, cream că e cu artificii, dar aici artificial. Aici o făcut de când ea, o făcut și partea asta de școală. Aici nu era, era sală de gimnaziu. Da, uite aici. Deci opoziția poate să vorbească de rău, Florin. Dar numai ce zice Mihai Deliuc? Cu pietre să dă numai în pomul care are roade. Corect? Corect. Corect, au venit aici la Sâmbăteni
și au bătut la pas tot ceea ce puteau să vadă o echipă de asemenea specialiști. Au înregistrat date despre familii, au participat la evenimentele satului, au văzut ocupațiile tradiționale care se derulau aici și fotografiile lor și întreaga documentație a stat la baza unei, sau a produs această documentație care, deși într-adevăr foarte târziu, doar în anul trecut a fost propusă pentru valorificare editorială la muzeul nostru din Arad. Îmi cerem scuze, ele sunt puse temporar, tocmai ca să nu deterioreze pereții, piesele sunt puse. O să nu vă speriați, sunt doar niște cartoane tipărite, aceste fotografii, și probabil că s-ar putea și curent. Da, din cauza asta. Deci e geamul ăla. Geamul ăla, cred și că să da. Cred că geamul ăla ar trebui să... Eu nu vreau să vorbesc foarte mult, vreau să vă spun că în strategia noastră a Muzeului, a Complexului Muzeal Arad, una din, să spunem, direcțiile de acțiune este valorificarea cercetărilor documentare de orice fel, arheologic, istoric, etnografic sau de folclor sau chiar și de literatură din cuprinsul județului Arad. Vor fi valorificate în următorii ani cu, să spunem, prioritate. Vom accesa și fonduri pentru asemenea lucrări, astfel încât să putem produce lucrări monografice, să putem produce filme documentare care să ajute la educația voastră suplimentară, în mod special a voastră a copiilor. Pentru că, sigur, aveți și mă bucur că această școală are un număr mare, am înțeles că în jur de 200 de elevi sunt aici. Să știți că foarte puține școli gimnaziale de sat, de țară, de la țară. Eu am crescut la fel într-un sat din Munții Apuseni și pe vremea mea, în anii 80, erau tot cam așa vreo 200 de elevi. Dar acum la școala mea, la fosta mea școală din Amașul Mare, în județul Alba, mai sunt în jur de 30 de copii. Deci, considerați-vă norocoși. Deci, aproape o clasă. Ei sunt puși așa, 4 sau 5, 7, 8 copii într-o clasă. Cam aici s-a ajuns pentru că satele s-au tot părăsit și lumea a plecat în căutarea unei vieți mai bune la oraș. Nu pot decât să felicit pe colegii mei, Gabriel Dăpălcean și Sorin Sagu, pentru că au propus această lucrare spre editare, pentru că au lucrat intens în cursul anului trecut la realizarea întregii documentații, ea este și în limba engleză și în limba română, tocmai ca să fie cunoscută de acum și la nivel internațional. Noi cartea aceasta o să o dăm la schimb la mai multe biblioteci din Europa și editurii Trinom, care a tipografiei Trinom, care a editat această lucrare, îi suntem recunoscători. Condițiile grafice sunt spectaculoase, chiar dacă fotografia este alb-negru, ea este prezentată în foarte bune condiții grafice aici. De asemenea, mulțumim doamnei director, pentru că ați avut inițiativa organizării aici, în această clădire spectaculoasă, zic eu, a lansării volumului dedicat sâmbătenului și a acestei micro-expoziții, pentru că lucrările acestea trebuie să vă familiarizați, sunt convins că dintre cei mai în vârstă din localitate s-ar putea să-și găsească și cu siguranță își vor putea găsi strămoșii în câteva din fotografii. Vă mulțumesc încă o dată și o să-i rog pe colegi să spună câteva cuvinte. Înainte de a vă da cuvântul, trebuie să încep spuse. Am venit să prezint că alături de noi avem pe domnul viceprimar, îmi cer scuze, au fost prea multe lucruri care s-au întâmplat. Domnul viceprimar este de față cu noi, domnul primar a sunat mai înainte, dumneavoastră a fost și dumneavoastră invitat inițial, mi-a spus că vine, dar și-a cerut scuze că am trebuit să plece la Sibiu și este abia în media și nu a ajuns să vină. Avem doi dintre consilierii noștri locali, domnul Sari Florin și domnul Robert Boenaru, pe care am omis să-i prezint. Și mă bucur foarte mult să avem aici pe doamna Dorna, așa cum o știm cu toții, fostă profesoară aici la noi la școală și toți părinții și ceilalți invitați. Și o familie din Canada. Așa, și o familie din Canada, scuzați-mă, a căror mamă ne-a făcut o plăcintă tradițională, că dacă toți suntem la o sărbătoare tradițională, să putem să ne bucurăm și de asta.
Le uram bun venit și drum bun la întoarcere, că am înțeles că mâine pleacă spre Canada la Am vrea și eu să vă mulțumesc pentru că sunteți prezenți aici la acest dublu eveniment. În primul rând, lansarea albumului despre cercetările monografice de la Sâmbăteni, 1933-1936, și vernisarea expoziției de fotografie. În expoziție am ales fotografiile cele mai reprezentative și această expoziție va rămâne o bună bucată de timp aici la Sâmbăteni, în așa fel încât ea să poată fi vizitată de turiști, de săteni, și intenționăm să lăsăm și un album care să poată fi răsfoit aici, în sală. Revenind la album, vreau să vă spun că Complexul Muzeal Arad deține două albume de fotografii făcute în anul 1935 de către echipele sociologice ale lui Dimitrie Bursti. Pe lângă aceste două albume, eu și colegul meu am mers și la arhive, unde am găsit fondul Institutului Social, Despărțământului Institutului Social Banat Crișana din Arad, unde există un bogat material legat de cercetările de la Sâmbăteni din anii 1933-1936. Eu m-am ocupat de anii 1933-1934, iar colegul meu de anii 1935-1936. Nu pot să vorbesc despre aceste cercetări fără să nu-l pomenesc pe Dimitrie Bursti, care a fost părintele sociologiei românești. El se întoarce în 1910 după studii la Berlin, de unde aduce cele mai noi idei sociologice și pe care încearcă să le aplice în România. Ideile lui erau foarte simple, în urma cercetărilor de teren, să se observe realitatea satului românesc și acolo unde sunt probleme, ele să poată fi rezolvate, dar nu puteau fi rezolvate decât fără o bună cunoștință a realității satului românesc. În 1913, Dimitrie Bursti înființează la Iași Institutul Social Român. De fapt, Institutul Social Român se va numi din 1921. În 1918, la Iași, sunt refugiați o serie de intelectuali care acoperă aproape întreaga zonă a României Mari. Ei intră în contact cu Dimitrie Bursti și mai apoi, după 1918, când vor ajunge în locurile natale, vor aplica aceste idei. Așa au ajuns în contact și intelectualii din zona Aradului, astfel că, după ce în 1932 se înființează o filială a Institutului Social Român, și anume Institutul Social Banat Crișana la Timișoara, din care făceau parte și doi arădeni, în 1933, în martie, se înființează Despărțământul Arad al Institutului Social Banat Crișana. Acest despărțământ avea de la bun început niște planuri ambițioase, printre care și de a iniția niște cercetări în Comuna Sâmbăteni. A fost aleasă Comuna Sâmbăteni pentru că nu era departe de orașul Arad, pentru că aici se făcuse în 1930 un recensământ, iar datele acestui recensământ au fost puse la dispoziție de către Sabin Manuilă, care la vremea respectivă era directorul Institutului de Demografie și Recensământ din România. De asemenea, aici s-a făcut și o anchetă medicală, astfel că lucrurile puteau fi mai ușor de cercetat. În 1933 participă la cercetările de la Sâmbăteni 5 membri ai Despărțământului Arad al Institutului Social Banat Crișana. Cercetările încep cu într-o duminică, când ei participă la vecernie, după care are loc la Căminul Cultural o conferință
unde sunt invitați săptenii și sunt informați despre ceea ce urmează să facă această echipă. De asemenea, ei organizează și un concurs unde copii între 1 și 5 ani, primii 5 copii cei mai bine îngrijiți, sunt premiați. Din păcate, problema cu care s-au confruntat de-a lungul a mai bine de o lună de zile când au stat aici, mai precis de la 23 iulie și până la 1 septembrie, a fost că oamenii în timpul verii erau ocupați cu lucruri și n-au reușit să realizeze aproape tot ceea ce și-au propus. De aceea, cercetările au continuat și în toamna și în iarna anului 1933 și după aceea în 1934. De asemenea, cercetările continuă în anul 1934, când participă 32 de membri, printre care și vreo 12 elevi de la școala normală, elevi din ultimul an al. Este o premieră. Acest fapt a fost menționat și în presă, în presa din perioada interbelică. Iar elevii s-au adaptat foarte bine, au locuit în școală, fiind supravegheați de învățătorul Teodor Stampu, care a fost și el un colaborator al echipierilor de la Descorțământul Arad al Institutului Social Ștefan Cușana. Era director de școală. Da. Cercetările au fost mult mai amănunțite, s-a strâns un material deosebit, elevii au interacționat foarte bine cu sătenii, astfel că la un moment dat, în luna iulie, organizează și o serbare și reușesc să scoată și o gazetă a localității care, bine, era scrisă de mână. Materialul adunat a fost depozitat în arhiva Despărțământului Arad al Institutului Social Banat Crișana la Palatul Cultural și el urma să fie valorificat, să fie publicat, lucru care se va întâmpla în anii următori. Dar despre acești ani îl las pe colegul meu să... Da. Domnule viceprimar, domnule consilier, domnule director, dragi copii, dragi părinți, stimați invitați, vă mulțumim că sunteți aici. În primul rând vreau să vă spun că eu și colegul meu, Sorin, am ținut neapărat ca această expoziție să vină la Sâmbăteni, pentru că ea face parte din istoria Sâmbătenului. Aș încerca să vă sugerez și un exercițiu de memorie și să vă propun pe viitor chiar un proiect cu care putem realiza, sigur, cu o coordonare a domnilor sau doamnelor profesoare, vis-a-vis de expoziția pe care o să o vedeți în continuare. Eventual, sunt concursul copiilor să facem, așa cum am zis, un exercițiu de memorie, să încercați să mergeți pe baza acestor fotografii în recunoașterea chipurilor, pentru că aceste fotografii surprind atât chipuri de oameni, care pot fi unul dintre ei strămoși, străbunicii, bunicii unora dintre dumneavoastră, cât și aspecte ale arhitecturii, aspecte ale activității ocupaționale, a culturii materiale a satului Sâmbăteni. Nu întâmplător, aceste fotografii au fost realizate de către membrii echipelor regale studențești, coordonați începând cu anul 1935-1936, de către doctorul Sabin Manuilă, care era și directorul Institutului de Statistică și Demografie din București, recent înființat. Aceste fotografii și activitatea echipierilor, adică a studenților, care conform concepției profesorului Busti, directorul Institutului Social Român, au fost trimiși în satele din România, nu numai din județul, ci din întreaga România, pentru a lua contact cu realitățile satului românesc, a-l cunoaște mai îndeaproape și a încerca să ridice nivelul cultural, pentru că la perioada respectivă 80% din populația României trăia la sate. Acesta a fost unul dintre scopurile
acestei cercetări, dacă vă întrebați pentru ce au venit acei studenți aici în Sâmbătene. Mă poate că unul dintre cei mai vârstă din Teocanici, mai multe sau mai au mântit, așa cum discutam cu doamna Foster, despre acești studenți care au venit să facă practică aici în Sâmbătene. Fotografiile realizate de către ei au fost parte dintre ele selectate, așa cum am spus și mai devreme colegul meu. Toate fotografiile le regăsiți în albumul tipărit. Acest album continuă, de fapt, munca noastră din anii anterior și preocupările pe care le-am arătat vis-a-vis de cercetările sociologice din perioada intervenică. Noi am mai publicat un volum exact aceeași condiții de afară, exact aceeași coperte despre cercetările realizate de către profesorul Traian Magere în Ținutul Hălmaciului. De asemenea, în același spirit al școlii sociologice de la București și după aceeași metodă de cercetare sociologică a profesorului Gustu, directorul Institutului Social Român. Acum, în încheiere, aș vrea să le mulțumesc tuturor celor care au colaborat cu noi la realizarea acestui proiect, de la afiș, copertă, album Călin Man, fotografii pentru expoziție realizate de către Nelu Strieciuc, de asemenea editurii din OM, așa cum a spus și domnul director, cu care am continuat colaborarea începută cu primul album despre cercetările de la Ținutul Hălmaciului, și de asemenea celor care ne-au ajutat ca să venim aici și să facem expoziția, adică colegul nostru care nu e aici. Acum Marius Lucea. Vă mulțumesc și... Vreau să fac doar o scurtă completare. Noi avem și noi de la Arhivele Naționale, cu ajutorul domnului Vasi Emil, avem câteva mape. Interviurile care au fost luate de studenții monografiști de la oamenii din sat. Și a fost foarte interesant să recunosc acolo niște nume, spune numele persoane care au fost intervievate, cum vorbesc și vorbeau exact, era scris exact în dialectul de Sâmbăteni, cum am vorbit de atunci și mă tot gândesc, poate cândva vor fi și aceste informații pe care le avem valorificate într-un fel sau altul. Sabimanuile. În spatele vizitei și echipelor regale, așa le spuneam, bătrânii, de echipa regală, toți Sabimanuile s-au avut. Foarte puțini dintre copii, deși școala din poartă de numire, nu știu, nostru Constantin, știu cine a fost un om. În sat, oamenii de o anumită vârstă, știu că el a pus statui. Sabin Manuel s-a născut în 1894, în 17 februarie, băiatul preotului Manuel Fabricius, ajuns protopop de Lipova. Școala primară cu Miaza a făcut-o în Sfântul Sâmbătenci, gimnaziu l-a făcut la liceul Moise Nicoară, iar fiindcă tatălui dorea să învețe și limba germană, copilul de vorbim limba germană, la Moise Nicoară, limba de pe care limba maghiară, s-a mutat la Brașov, unde, în 2 ani de zile, a asimilat germana și a susținut bacalaureatul limba germană la nivelul de excelență. Studiile medicale le-a făcut la Budapesta, acolo și-a luat și doctoratul. Sabi Manuilă a fost președintele Societății Studențești Petru Maior, delegat la Marea Unire, împreună cu soția lui Veturia, și ea delegată. Deci avem un ilustru patriot care a contribuit și el prin votul organizației Petru Maior, avem mai unit. Avem doi, de fapt, care au participat și o să vedem sus. Din... Avem credenționalele lor tipărire. Cine mai e? Camil Manuilă. Camil Manuilă a fost fratele lui și Letiță.
Camil Manuel, economist, a fost, de fapt, primul arestat, condamnat politic în Ungaria, eliberat. Oi, eliberat, a devenit președintele Camerei de Comerț și Industrie, cum spunea din Timișoara, mutat la București, a fost o perioadă și președintele Federației Române de Fotbal de atunci. Plecați, ajunge și acolo. După studiile medicale și alții doctorat la Budapesta, din 1919 a fost în spitalul, el a fost remarcat de patrioții ardeleni grupați în jurul Iuliu Mărin. Și a venit de la, a ajuns de la Budapesta la Cluj, unde de fapt a întemeiat în spitalul de copii pe care l-a condus, dacă nu mă înșel, până în 1927 sau 28, când Partidul Național Țărnesc a ajuns la guvernare și a fost și el cooptat de echipă, dar între intervalul ăsta de timp, între 1925 și 26, Sabin Manuel a beneficiat de bursă Rockefeller în America, unde, cum se spune acum, face masterandul. A fost mai multe universități prezent și și-a completat de studiile medical-statistice. El a fost statistician pentru că la medicină se preda statistica, nu în faptul universitățile de astăzi, facultăți speciale de statistică sau la științe economice. Pentru că medicii erau statisticienii rurali, sau cum se denumesc. El era un medic cu minte strălucitoare, mutat la București, a condus și Institutul de Igienă, cum a spus Dominic Teograf, dar a fost, de fapt, și întemeitorul statisticii ca știință modernă în România. Lui îi datorăm astăzi, cum se spune, a pus bazele acestei științe. Lui îi datorăm dezvoltarea statisticii din România. O serie de alți statisticieni remarcabili i-a format, cum i-a ajuns și la închisoare, pe care și Coloveța, studentul lui favorit, cum se spune. Dar asta fac zile. Iuliu Maniu, Sabin Manuilă, a fost unul din apropiații lui Iuliu Maniu și a rămas cu Iuliu Maniu până la cap, alături de Ștefan Cicioboc, care are fost la proprietatea în Paulin. Noi mai știm de Sabin Manuilă, de Ștefan Cicioboc, care, în opinia mea, a fost factorul principal al Marii Unii. Nu știu nimic. Oficialitățile. Când au venit comuniștii la putere, el a fost unul din apropiații regent, din apropiații prin natura funcției a dictatorului Antonescu, de ghilimele. Lucrurile stau diferit, în fond. Și a reușit să fugă din România. Se pare că a fost extras în 47, împreună cu familia. Asta ne poate spune că a fost extras, pentru că a plecat cu fratele. Dacă nu mă înșel, sora a rămas aici. Și cu copilul. Băiatul lui Tom Medic a ajuns să conducă un departament în Organizația Sănătății, de la Organizația Mondială a Sănătății cu sede la Geneva. Sabin Manuel în America a fost un om, cum să spun, foarte cunoscut. În mediile americane a fost apreciat la cel mai înalt nivel. Și nu continui doar, până la urmă, de cel mai mult, probabil. La moartea lui, New York Times i-a evocat, cum se spune, viața și copii. Și acum, noi avem o asociație culturală. Dorința a fost să utilizăm în 1997, la decurerile de pandemie. N-au fost condiții profice. Atunci era pe legea Murzescu, de am sau o fundat. Am făcut o asociație culturală pe care am reușit să o înmatriculăm în 2008. A fost anul când m-am dus la muzeu și am văzut pozele excepționale ale țarei din 34-35. Acum, cu emoții, povestesc. Pozele erau de inaugurări Căminului, doamna Neri s-au putat, există pe ora, o serie de poze pe care l-a extras, foarte bune, foarte liberalizate. Asociația există, școala are copii mulți. Am putea în fiecare an, în 17 februarie, să le rugăm pe Sabin Manuel, împreună cu invitații, cu oficialități, și să-l redescoperim, să-l punem în valoare viața și naționalitatea. Sunt cu acordul dumneavoastră. Vă mulțumesc! Domnul viceprimar,
dacă mă uit acolo la produl la Rubicu, cum ziceam noi, trebuiască și vreau să văd dacă sunt recunosc pe cineva. Păi noi trebuie să facem să întâmple lucruri noi, dar se pare că nu foarte multe. Domnul Vasile Ardelean, care a fost membru în Consiliul nostru de Administrație, a cerut cuvântul scurt. În primul rând, mulțumim Domnului pentru că în sâmbătei avem o asemenea serbare și asemenea lucrare și muzeul care este sus la etaj este o lucrare extraordinară. Am spus, mulțumim în primul rând lui Dumnezeu, mulțumim oficialităților locale, dar în mod deosebit mulțumim doamnei directoare și doresc ca Domnul să o binecuvinteze. Amin. Finanțarea muzeului, complexul muzeal Arad, dar cu susținerea financiară a Consiliului Județean Arad. Parte din aceste volume vor fi donate bibliotecilor din raza Comunei Păuriș și bibliotecii școlare de aici, tocmai pentru a fi la îndemâna dumneavoastră, pentru că altfel volumul se poate cumpăra și de la noi, de la instituție, dar cu costurile de tipărire fiind foarte mari, probabil că va fi mai greu de suportat. El costă 140 de lei. Dar se va putea găsi la biblioteca școlară și la bibliotecile de pe raza Comunei Păuriș. Vă mulțumim încă o dată și să vă bucurați copii de tot ceea ce vedeți și să păstrați în continuare zicem și portul și toate tradițiile locale. Fericită și pentru muzeul de sus. Arată într-un mod spectaculos și noi să facem tot posibilul să susținem dezvoltarea acestui muzeu ca și colecție muzeală vizitabilă. Domnul director, mai o precizare, m-a grăbit doamna Nelly și n-am putut găta. Ați amintit de academicianul Sabin Manuile. În 1937 era deja membru al Academiei Medicale, de, cum îi spune? În 37 a fost primit ca membru corespondent și în 41, dacă nu mă înșală memoria, a devenit membru plin al Academiei Române. A fost al treilea academician în ordinea cronologică din Transilvania. Primii doi, Timpovăsânt și Radni. Pentru organizare se lăsă pe copiii care sunt cei mai mici. Dacă cineva dorește, costă 140 de lei. Rămâne la biblioteca școlii, să avem, nu știu, unde una, două exemplare, poate fi studiat. Și rugămintea mea este să lăsăm pe copiii cei mai mici să iese. Este apă rece pe hol, aici am capătul domnului, dacă erau săran, să urce să vadă muzeu și pe lângă de tot să vedem muzeu, copii și după aceea copiii se trebuie. Se filmează. Filmați,